Biserica Ortodoxă l-a pomenit ieri pe Sfântul Apostol, întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan. La mănăstirea Putna, ctitoria Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, Sfânta Liturghie a fost oficiată de preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Cu acest prilej, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a subliniat vocația mărturisitoare a Sfântului Ștefan. Îl pomenim așadar pe cel care este început al mucenicilor. De la el a pornit izvorul viu până în zilele noastre al mărturisitorilor, al martorilor Domnului nostru Iisus Hristos. Pe el l-a avut și Sfântul Gheorghe mucenicul, și Sfântul Mare mucenic Dimitrie, în minte și în inimă, atunci când și ei au fost puși în fața faptului de a da mărturie pentru Dumnezeu sau a se lepăda de Dumnezeu cel adevărat. Toată cearta Sfinților mucenici, care împodobesc nu doar calendarele noastre, ci mai ales cerurile Dumnezeului Celui Sfânt, l-au avut ca începător, ca obârșii a mărturisirii lor pe Sfântul întâiul mucenic și arhidiacon Ștefan. Dar ce a avut Sfântul Ștefan că a putut să mărturisească? Cine i-a dat lui putere să mărturisească pe Domnul Hristos? Și privind noi chipul lui, ce ar trebui să reținem că numai cel puțin aceste avânturile vom putea și noi să-L mărturisim pe Domnul? Ne spune Cartea Faptelor Sfinților Apostoli că atunci când trebuiau să aleagă 7 diaconi care să-i ajute pe Sfinții Apostoli în misiunea lor de propovăduire a Cuvântului și cele care le implica această misiune, spune că au ales 7 bărbați, și acum să fim cu luarea minte, 7 bărbați cu nume bun, plin de Duhul Sfânt și de înțelepciune. Cel puțin 3 daruri, cel puțin 3 însușiri trebuie să aibă fiecare mărturisitor. Nume bun, plin de înțelepciune și de Duhul Sfânt. Ierarhul a evidențiat și credința puternică a Sfântului Arhidiacon Ștefan. Ca să poți să-ți mărturisești credința oricând, trebuie mai întâi să-ți cunoști credința. Dacă nu-ți cunoști credința, ce poți să mărturisești? Ce poți să spui despre Dumnezeul tău? Fiți gata, zice Sfântul Apostol Petru, oricând să dați mărturie despre nădejdea voastră. De aceea, dintotdeauna, Biserica ne-a învățat să nu lipsească din casa creștinului Scriptura cea Sfântă. Și nu doar să nu lipsească, dar să fie citit. Să cunoaștem pe Sfinții pe care îi pomenim, ca să ne inspirăm din viețile lor. Cartea care, înainte de a veni tiparul acesta liber, se bătea la mașină, era în limbi vechi, Cartea Cazanii sau Cartea Proloacelor. Acum și una și alta și multe altele le avem în bibliotecile noastre. Tot ieri, Biserica Ortodoxă l-a pomenit pe Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul.